Де ж ти, душа крещіне, де ж ти, душа крещіне, кавелім шиной латіне, ламул санул сан кубіне. Noi la vi flaim am fost, noi la vi flaim am fost, unde s-o născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu mine. Și-am văzut și piața mamă, și-am văzut și piața mamă, pe care Maria o cheamă, la mulți ani, mulți ani cu bine. Cum umbla din casă în casă, cum umbla din casă în casă, ca pe fiul său să nască, la mulți ani, mulți ani cu bine. Ia uite cum a venit Moșu! Aplaudă pentru Moșu! Ia vezi, Moșule, cam greu ai ajuns la noi. Cam greu? Hai să facem puțin de liniște! Mă bucur că sunt atâția copii aici. Și totodată mă bucur și eu că mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Totodată țin să mulțumesc în numele dumneavoastră domnului Răducanu Tudorică, care s-a ocupat de acest eveniment, și pe lângă faptul acesta, dânsul este și un apropiat al Crucii Roșii. Acest lucru mi s-a transmis să fie menționat. Și ne bucurăm pentru sprijinul și înțelegerea de care dă dovadă dânsul în momente de genul acesta. Ați fost cuminți, copii? Sigur? Bine, pentru lucrul acesta o să primiți niște cadouri. Și văd că e cam obosit, a venit prea greu pe drumul ăsta, că n-a avut zăpadă și a venit pe greu, a venit pe cipul, n-a mai venit cu tania. Ce rugămintea la voi, aici să ascultăm puțin și... Deci așa cum v-am spus, v-am obișnuit de 6-7 ani, ca și la noi, la Partida Romilor, să vină Moșu așa cum poate el în fiecare an. Avem alături de noi pe viceprimarul, domnul Cosmin Cozieru. Știți să-i mulțumesc domnului primar Cristi Standa din motive pentru că nu poate ajungă la noi. Crucei Roșii, la fel, pentru care întotdeauna a fost alături de noi de Partida Romilor și ne-a dat un sprijin. Și tuturor colegilor mei care face parte din organizație, pentru numai așa am putut să ne mobilizăm ca să putem să vă dăm o bucurie și dumneavoastră. Bună dimineața, vă spun și eu, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație, este întotdeauna o plăcere să fiu alături de dumneavoastră, mai ales în acest moment special, așa cum v-a spus și domnul Tudorică Răducanu, în decurs de 6-7 ani de zile deja e o tradiție ca Moșul să poposească și pe la Partida Romilor. Cât privește executivul primăriei, eu vă asigur de tot sprijinul de care aveți dumneavoastră nevoie, atât material cât și sufletesc. Vă urez sărbători fericite, la mulți ani și să auzim de mai bine! Dă-i lui Sacoșica.
A venit moșul la tine? Nu băgați lângă pomul, lăsați-l puțin de lângă. Ești supărat? Îmi arăți și mie ce ți-a adus moșul? Ia vezi, mami, ce-a adus moșul? Ce avem aici? Ia adus moșul. Ia uite încă o fetiță, ce fac? Ia uite! Și tu ai, ia ție ce ți-a adus moșul? Ia vezi. Ia vezi ce v-a adus moșul aici, mami. Zi bombonele. Bombonele. Mașina mai de ce? Vedem și noi ce. Ia, ne arătați? Da. Hai să vedem și noi. Ia vedem. Uite, mami. Uite, ciocolată, nu? Da, bombonele, așa. Și ce mai avem acolo? Ia să vedem. Așa. Suc. Nu ți le luăm. Ți le-a dat moșul. Da? Le punem înapoi? Moșu? Îi mulțumiți, moșu? Moșu, auzi, Antonica, îi mulțumim, nu, moșu? Da. Și îi spunem o poezie? Da. Îi spui? Îi spui, doamne, o poezie aici la microfon, că te audă tati? Că te audă? Nu, dar v-a plăcut de moșu? Da. Da? Vrei să mai vină moș? Da. Da. E urât. Bine. Mulțumim mult. Ce ți-a dat moșu? Ia, ce ți-a adus moș? Arată-ne și nouă. Uitați. Și vorbești și tu. Filca. Uite, și încă o fetiță. Așa, bomboare, ce mai da moșul? Batoane. Și ție ce ți-a adus? Napolitană, ciocolată, suc de edi. Te bucuri? Da. Să mai vină? Da.